condimentăm ediția de azi cu adrenalină. Sunt pe Valea Ghimeșului, în județul Harghita și mă dau pe pârtie cu Bobul. 3, 2, 1, start! Am coborât în mare viteză, cu 45 de kilometri la oră și cu toate astea m-a prins ploaia. Norocul meu că am găsit la baza pârtiei un restaurant prietenos și am comandat platoul Ski Ghimeș. Este o specialitate pe care o voi găti chiar eu. Platoul Ski Ghimeș. Această rocă a fost încinsă la 400 de grade în cuptor, iar aici am carne de porc și carne de pui. Voi găti întâi carnea de porc pentru că are nevoie de o temperatură mai mare. Sper că e destul de încinsă placa. Iar dacă nu vă tentează ideea de a vă găti singur mâncarea, aveți încredere în bucătarul de aici, care știe să facă tot felul de minunății. Supă gulaș, ciolan la cuptor cu sos de hrean, miel la cuptor cu garnitură de cartofi, toate însoțite de pâine de casă, făcută aici în zonă cu făină și cartofi. No, cum se spune în această parte de țară, să văd eu acum cum le dau gata pe toate. Aici, în regiune, cea mai veche construcție este cetatea Racoții, care a fost construită în 1626 de Gabriel Bethlen. Aici, în contumați, după în anii 1700, deja erau lucrări de construcție. S-a întărit trecerile astea de
de frontiere, satecătorile. În acea perioadă s-a format și această biserică. În secolul XVII, deci anii 1700, s-a făcut foarte multe construcții pe această rază. Tot atunci s-a făcut și biserica și prin anii 1740, pe urmă, s-a făcut casa medicală Lazarus, așa se cheamă, pentru carantinarea celor care veneau din Imperiul Otoman, treceau în Imperiul Austro-Ungar. Și pentru ca să împiedice bolile molipsitoare care era pe vremea aceea și așa să protejeze locuitorii, trebuia să stea aici vreo câteva zile, depinde de perioada, eu știu, de îmbolnăvire sau de toate aceste boli molipsitoare care exista în Imperiul Otoman, sau exista pericolul de a fi molipsiți. Și atunci era de la o perioadă de 10 zile, sunt foarte multe inscripții că au stat 10 zile aici, în carantină. Nu a fost prea fericit că au scris, dar acum e, ca documentație este foarte interesantă. Mai și ales, ce aflăm din inscripțiile acestea despre oamenii care... Ar trebui puțin, eu știu, studiat mai aprofundat. Majoritatea sunt scrisuri armene, deci mai mult armenii erau care erau cu comerțul, cu negustorii. Da. Și este un cuvânt, acolo am văzut ceva, spuneau că e pe slavă, scrisă pe ungurește, există. Și, deci, de fapt, numele lor sau sunt inscripții că aici am stat în carantină pe această perioadă, 10-20 de zile. Unul din datele cele mai vechi aici se vede, 1780, cam așa, deci 1-7, pe acolo s-au șters. Din păcate, deci ploile torențiale și astea s-au șters. Aici a început activitatea pastorală și creștinească, ca să spun, în Valea Ghimeșului, cea mai veche, și documentele care atestă locuirea acestei regiuni. Atunci când vine vorba de gastronomie locală, aici la Ghimeș, descoperi și iar descoperi. Ramona, povestește-mi puțin despre locul ăsta și despre bunătățile pe care le-ai pus în fața mea. Sunt cofondatarea proiectului Degustarium, în spatele căruia există o cooperativă din zona noastră, mai exact Ghimeș-Făget, județul Bacău. Am angrenat mai mulți producători să producă împreună cu noi pentru cooperativă. Câți producători ați adunat în jurul vostru și în jurul ideii voastre de a promova în mod responsabil gastronomia locală? Avem, cred că, vreo 15 producători de brânzeturi, toate maturate, nematurate, proaspete, iaurt, lapte, absolut tot ce se poate face din lapte. Și mai avem pe partea de produse din carne, la fel, pastramă, salănină, șuncă, pateu, cârnați, uscați. Ea e o rețetă locală pe care o fac doar producătorii de aici, care știu să o facă cum trebuie. Pâinea cu cartofi, evident, e cea renumită, probabil, din zona, ne reprezintă zona, e cu maia.
foarte frumos din partea voastră și e un semn de respect pentru gospodarii de aici. Pe etichetă scrie, apare numele producătorului, exact, care a făcut brânza, pastrama, slănina și dacă mă inviți... Da, cu drag, păi pentru voi asta le-am pregătit. Voi gusta niște brânză de la domnul Attila. Ce fel de brânză e asta? E o brânză maturată, cred că între 3 și 4 luni, din câte știu. El a început cu 9 luni, ne-a arătat ce se poate cel mai bine, dar consumatorii tot cer și ăsta zice, da, nu mai pot să-ți dau de 9 luni, ți-l dau la 4, la 5 luni. Ok? Cu toate că prețul sunt diferit, adică la 3 luni maturat e un preț, la 9 luni deja e alt preț și se știe că cu cât se maturează un caș mai tare, cu atât e mai prețios. E foarte bună brânza. De fapt, povestea voastră așa a început, nu? Cu degustările. Da. Acesta era un loc în care... Omul intră, degustă, decide vrea să cumpere, dacă nu vrea să cumpere, respectăm, dacă vrea să cumpere, îi oferim ce avem, nu ce nu putem produce. Cine sunt clienții voștri? Toată lumea. Sunt foarte mulți clienți în tranzit, avem foarte mulți clienți care vin cu scop, au cumpărat, se poate, avem o fișă de comandă, de sărbători, trecem pe comandă, le facem cozonaș, le facem pâine, le facem tot ce au nevoie și în limita în care ei poate să producă. Turiști? Turiști, pentru pandemie, cred că e o întrebare mai delicată, dar sperăm să fie ok. Noi suntem optimiști. So we come from Hungary, from a little village, and we have some musician friends who are coming here every time and learning the local music. We choose zakuska, and I'm thinking about some cheese and some meat as well. And this product. For our car, so when we step inside, not everything gets wet. You know, the industrial processed food is very low quality, full of lot of ingredients, what is not good for food. So if you want to give good food for your family, for your children, that is the best, to choose something local and to give it. I'm also a cheesemaker at home. I don't do it for sale, but I do it for my family. So actually we grow at home also the vegetables, fruits, making the cheese, and also keeping animals. So we try to make it ourselves. So this is why we really appreciate for the food what is made by local people. E originar din Slovacia, un tip de brânză care e tradițional făcut acolo. Și am început să-l facem din pricina soției, ea este din Budapesta și când a venit aici, noi deja făceam caș, dar nu făceam cașul ăsta. Și ei îi plăcea mult cașul ăsta și am învățat de pe internet cum se face și după asta am învățat eu de la ea și acum facem... O parte din producția noastră de caș este cașul ăsta, parenița, care se vinde repede. Facem cașul de bază, un caș simplu, care îl lăsăm să se acrească o zi și ziua următoare e destul de acru ca să se topească la o temperatură între 60 și 70 de grade Celsius. L-am întins să lăsăm un pic să se răcească și îl punem la saramură. Acolo ia sare și sarea mai scoate un pic apa din ea
Și după ce l-am sărat, îl scoatem din saramură, îl întindem și îl înfășurăm și atunci o să aibă forma asta rotundă, e ca o prăjitură. Mulți clienți când văd pe tavă, când intru în magazin cu ea, ce fel de prăjitură e? E prăjitură făcut din cașe. Producem circa 3-4 kg pe zi. Avem 4 vaci de lapte și nefiind vaci de astea care dau producție mare, avem în jur de 50 de litri de lapte pe zi. Și aia o prelucrăm și iese cașul ăsta. Am început viața mare ca alpinist utilitar. Deci după ce am terminat liceul civic, am intrat într-o echipă care făcea lucrări de alpinism utilitar în toată țara. Am lucrat acolo 2 ani, după aia am făcut o firmă, o asociație familiară, cum avem cu frățiorul, și încă 10 ani am fost alpinist utilitar. Și între timp, în acest timp am mai și zburat cu parapanta mult, am fost foarte înrăiți, 3 frați care mergeam la toate concursurile în țară și ne plăcea foarte mult. Și am prins epoca de aur a parapantismului în România. Da, și de acolo încet m-am întors acasă și am început atunci. Când m-am întors acasă, acum 11 ani, circa 11 ani, atunci am început să învăț un alt mod de preparare a cașului, de prelucrare a laptelui, pentru că se vede foarte clar că în ziua de azi necesitățile unei familii tinere sunt mult mai mari decât erau acum 30 de ani sau 50 de ani. Și atunci trebuie să scoatem un pic mai mult din aceea suprafață de teren care îl avem la dispoziție, ne trebuie un venit mai mare. Și asta noi l-am făcut printr-un produs deosebit care îl vindem la un preț deosebit și e ok. Primul curs de făcut caș care l-am făcut a fost la Vili Șustel, în Moșna, în Sibiu. El a fost primul fermier atestat ecologic din România. Și la el am început primele cursuri, după aia am avut maestri din Ungaria, care am învățat baza și foarte multe, și am mai fost și la maestri din Norvegia. Am umblat în Norvegia din pricina cositului, la un curs de cosit cu mâna și acolo am avut șansa să vizitez câțiva meșteri buni. Am investit energie și bani ca să învăț meseria asta, care mi-a plăcut cașul maturat foarte tare și nu se putea cumpăra la noi în țară, except nu se făcea. Acum se mai face, mai ales în zona Ciucului și nu numai. Se mai face acum, dar acum 10 ani nu era. Foarte interesant să vezi cum se schimbă tipul de mucegate pe caș.
prima dată apare mucegaiul albastru, dacă se mucegăiește, după aia se transformă în ăsta alb. Deci ăsta alb care este pe ea este mucegai. Și avem un tip de mucegai foarte prețios aici cu noi. Acum am trimis un laborator în Ungaria să vadă dacă e genul ăla de... cum se zice pe românește? E mucegai, da? Da. Dacă e mucegai ăla... Mucegai, e un mucegai... Deci un roșu închis. Care în special este prezent în, în țările scandinave, pentru că îi place temperatura joasă. Dar noi am trimis la laborator apă din izvor pe care folosim sare din sarămură, că se poate că vine mucegaiul ăsta din sare și aici se vede un pic mucegaiul ăsta. Și au zis ăștia de la laborator că este prezent în apa de la izvor, care este foarte, pentru noi e foarte bine. Ăsta dă un gust extraordinar pentru caș. Părănița. Cinci bucăți și eu. Eu vreau să știu dacă e prea sărat sau dacă e... Un pic mai sărat ca de obicei. Mai sărat ca de obicei. Da. Dar e bun. Și da, să ziceți și la clienți. Și dacă nu le place, nicio problemă, da, le duc acasă. Deci trebuie să guste neapărat. Și fără să guste, să nu ia. Am avut parte pe Valea Gimeșului de distracție, de povești frumoase. Am cunoscut gastronomia locală. Am descoperit o comunitate unită care are grijă de valorile ei. Și eu acasă cu mine bucuria asta de a fi întâlnit pe o vreme rece oameni calzi și firește și rețeta de parenița. Până data viitoare, echipa Descripție Moldavie vă salută și vă recomandă să călătoriți mult și să vă hrăniți sănătos.